Salut și bine ați revenit în Teo's Kitchen! Dacă luna trecută am făcut pizza cu sos de roșii și busuioc, de data aceasta o să folosim delicat roșii cuburi pentru o rețetă de sos de paste. Am ales să fac sosul marinara, care este un sos de paste originar din regiunea Napoli, dar care s-a extins în lumea întreagă și este un sos foarte simplu, care are la bază roșii, ceapă, usturoi și ierburi aromatice. Noi o să-l facem astăzi într-o variantă ușor diferită. De ce? Pentru că este un sos marinara raw vegan, adică nu are niciun ingredient de origine animală, doar un pic de parmezan, dacă vreți voi să puneți la final, și nu are nevoie de foc. În loc de roșii, pentru că nu e așa, e destul de greu să găsești roșii coapte pe tot parcursul anului, vom folosi roșiile cuburi de la Delicat. Delicat conserve și sosuri de roșii, cam fiecare lună. Au pregătit și un concurs pentru voi. Toate detaliile le găsiți pe blog și puteți câștiga vouchere de cumpărături la EMAG, dar puteți câștiga și produse Delicat, conserve și sosuri de roșii pe care să le încercați în toate rețetele voastre. Hai să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru sosul marinara în varianta sa raw vegană. Pentru rețeta de astăzi puteți folosi conserva de 400 de grame de roșii cuburi Delicat sau pe cea de 370 de grame. Mai aveți nevoie de 5-6 roșii uscate conservate în ulei de măsline, 30 de ml de ulei de măsline, apoi urmează o ceapă roșie mică și 2-3 căței de usturoi, 2-3 linguri de nuci pe care le puteți înlocui la fel de bine cu migdale, cu caju sau fistic, 5-6 curmale mari, la fel de bine puteți folosi și smochine, condimente, câte o linguriță de sare, piper, boia fumată și oregano, 50 de grame de parmezan dat pe răzătoare și o legătură de pătrunjel verde. Roșiile cuburi de la Delicat se găsesc în varianta de conservă de 400 de grame, care este foarte ușor de desfăcut datorită cheiței cu care este prevăzută, dar și în varianta de ambalaj cartonat de 370 de grame. În ambele ambalaje veți găsi însă același gust autentic și delicios de roșii foarte bine coapte. De altfel, toate produsele din gama Delicat, conserve și sosuri de roșii sunt foarte versatile și te inspiră să pregătești rețete delicioase, indiferent de anotimp. Pentru început, tăiem nucile grosier din cuțit. Tăiem și curmalele în bucăți mai mici. Chiar dacă sunt destul de lipicioase și o să se lipească de cuțit, dați-le totuși o șansă. Urmează apoi să tăiem și ceapa roșie, nu foarte mărunt, dar cubulețe. Important e să fie toate ingredientele de aproximativ aceeași dimensiune, așa că vom tăia și roșiile uscate pe care le-am conservat în ulei de măsline și urmează apoi să pregătim un blender în care punem pe rând ingredientele, începând cu roșiile cuburi de la Delicat. Urmează apoi să adăugăm curmalele pe care vă spuneam că le-am tăiat în bucățele mai mari. Adăugăm apoi și nucile tocate grosier, urmează ceapa, dar și roșiile uscate. Turnăm și uleiul de măsline, 20-30 de ml în funcție de consistența pe care doriți să o aibă sosul la final. Adăugăm și condimentele, este foarte important să folosiți paprika afumată pentru că dă sosului o aromă absolut deosebită și nu ne rămâne decât să pornim blenderul pe funcția puls și să amestecăm bine până când toate ingredientele sunt mărunțite. Trecem apoi prin presă 2 căței de usturoi și adăugăm și pătrunjelul tocat mărunt. Urmează să pornim din nou blenderul și să le amestecăm pe toate până avem un sos cremos. În cazul în care sosul este prea gros, puteți adăugați puțină apă sau puțin ulei de măsline. Aceasta este consistența ideală pentru sosul marinara în varianta sa raw vegană. Nu ne rămâne decât să-l potrivim la gust de sare și piper, să fierbem pastele noastre preferate după instrucțiunile de pe ambalaj și să le amestecăm, bineînțeles, cu sos. Vă spuneam că parmezanul dat pe răzătoare este absolut opțional, însă mie îmi place foarte mult, așa că nu-mi rămâne decât să vă doresc poftă bună și să vă spun că Delicat Roșii Cuburi a făcut o treabă excelentă în rețeta de astăzi. Este un sos absolut minunat pe care trebuie să îl încercați dacă sunteți iubitori de paste. Poftă bună!